ajută și bine ați venit la seara Vigilă Horia. Ne bucurăm că doamna Mariana Rătoarului privilegiuiește aceste întâlniri deosebite cu personalitățile culturii și chiar mă gândeam la întoarcerea lui Vigilă Horia, cartea doamnei Mariana Rătoarului. Are o dedicație, soțului meu George, pentru înțelegerea și acceptarea neînțelesului și a inacceptabil din profesia și cariera mea. Și am stat și m-am gândit de ce, pentru că, într-adevăr, ceea ce a făcut și face doamna Mariana Rotaru este, într-adevăr, ceva care depășește, uneori, acceptabilul. Acceptabilul pentru unii, bineînțeles. Sincer, despre Vigilă Horia știam Dumnezeu s-a născut în exil. Știam și celelalte, dar nu eram atât de bine documentat asupra acestei personalități. Nu am să insist asupra personalității lui Vigilă Horia. Decât atât, am să mă opresc doar la tema exilului, care este așezată în centrul operei lui Vigilă Horia, cel care a cunoscut această drama exilului, dar în același timp mă gândeam și la această tema exilului pentru românii de astăzi, pentru tinerii noștri de astăzi, care sunt risipiți în Italia, Spania, în țările nordice, în toată Europa și nu numai. Și în cartea lui Vigilă Horia regăsim așadar exilul cu suferințele lui, cu sfârșierile lui, cu nostalgiile lui, dar și cu, așa cum vedem, și Dumnezeu s-a născut în exil, cu nemaipomenita lui forță de purificare. Un filozof, e adevărat, nihilist, a spus că a ales exilul spre a putea spune adevărul. Sau cum spunea altcineva, exilatul, omul care a pierdut totul, nu este cumva cel predestinat să judece lumea oamenilor bine fixat și să le denunțe ipocrizia și nedreptatea. Nu cumva este cel pregătit să trăiască de asemenea marile experiențe spirituale? Și Evanghelia ne învață, și nu de ieri, că acela pe care îl numește călătorul pe pământ are mai multe șanse să-l afle pe Dumnezeu decât cel confortabil instalat și mulțumit. Se știe că lucrarea lui Vigilă Horia, Dumnezeu s-a născut în exil, îl are în centru pe Ovidiu. Și, de fapt, desenul lui Ovidiu este și desenul întrucâtva al lui Vigilă Horia. Dar, deși Ovidiu se știe că a fost exilat pentru imoralitatea poeziilor sale sau imoralitatea anumitor fragmente din opera sa, totuși, el a redescoperit aici setea de a se întoarce, setea de a se regăsi pe sine. Și Ovidiu, cum apare în cartea Dumnezeu s-a născut în exil, poetul Ovidiu, cel exilat pe valuri de Pontul de Euxin, poetul frivol, scepticul, presimte și mai apoi descoperă un alt adevăr, adică adevărul cu majusculă. Și spune Vigilă Horia, timpul nebuniei și al speranței, care este timpul nostru, este timpul așteptării lui Dumnezeu. Cine le va aduce oamenilor care suferă cuvântul păcii? El ghicește că într-o zi oamenii vor găsi acest cuvânt ca pe o floare stranie, pe marginea unui drum lung. Și apoi Vigilă Horia brodează la Ovidiu această apropiere a sa de Dumnezeul unic al getodacilor. Spune el, acel Dumnezeu unic, în fond, probabil că înseamnă măcar prin latura asta, adică este un Dumnezeu singur, zamorțis între
spre deosebire de panteonul grec și panteonul roman, latin, care este plin de zei și dintre cei mai mulți, așa cum avea să constate și Ovidiu, erau imorali. Deci, în Cartea Dumnezeu s-a născut în exil, Mitilă Horia îl face pe Ovidiu să descopere nevoia de acel Dumnezeu nou care va reda neamului omenesc prospețimea unui început. Și, mă rog, printre alții, spune Mitilă Horia, Ovidiu îl întâlnește pe medicul grec Teodor și medicul grec Teodor îi spune despre nașterea Fiului Omului, despre nașterea lui Iisus Hristos. Este acest exil uneori este necesar, probabil că este necesar și este și biblic în același timp, pentru că vedem de fiecare dată că Dumnezeu îi scoate pe cei care sunt fixați într-un spațiu, îi mai scoate pentru a regăsi acel acasă. Și avem în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, ieșirea lui Avraam din Urul Caldeii și vinerea lui spre Canaan, ieșirea evreilor de asemenea spre Egipt și apoi călătoria lor spre Canaan. Și recitind pasaje din Dumnezeu s-a născut în exil, am gândit că, da, acolo în exil, chiar și tinerii noștri care au plecat majoritatea din țară, l-au redescoperit pe Dumnezeul acela pe care îl descoperise de fapt acasă, dar nu era atât de evident. Și acolo au simțit nevoia să se întoarcă spre acest Dumnezeu și vă spuneam, mă gândesc la tinerii pe care am văzut la Monța, la Milano, unde am slujit Sfânta Liturghie, sau la Genova, unde am slujit cu Părintele Filip Sorin. Și, de asemenea, undeva lângă Verona, cu un părinte care mi-a fost și elev la seminar, Ilie Daniel, de Sfântul Mucenic Haralambie, la Monte Rotundo și în alte parohii, unde bisericile sunt arhipline, unde la sărbătorile hramului, cum a fost la Sfântul Ioan Botezătorul la Genova, la Părintele Filip, și, de asemenea, la Părintele Racu Pompiliu de la parohia de la Monța, am prins Duminica Tuturor Sfinților, hramul bisericii, de fapt o biserică romano-catolică donată parohiei ortodoxe românilor și am văzut îmbrăcați în costum național, i-am văzut cu pruncii împărtășindu-se și ei și pruncilor, am văzut la strană prezența românilor din toate provinciile românești, costumul maramureșan, costumul bucovinean, costumul vrâncean, voltenesc și așa mai departe, deci din toate regiunile țării. Și văzându-i, mi-am zis că s-ar putea Părintele Plaside Zei să aibă dreptate. Da, acest exil, această ieșire pe care, așa cum spunea Părintele Plaside Zei, noi avem, ieșim spre a rezolva o problemă materială, va fi convertit de Mântuitorul Iisus Hristos într-o mare misiune pe care Plaside Zei o vedea reîncreștinarea Europei. Dacă vom citi și Dumnezeu s-a născut în exil al Mitilă Horia și alte lucrări ale lui Mitilă Horia, vom vedea că, într-adevăr, purtăm cu noi această credință, purtăm cu noi această nostalgie a lui acasă și este important că, mergând în lume, ne putem raporta. Pentru că atunci când nu ești nicăieri, când nu ai una acasă, atunci este foarte greu să ai nostalgie. Iar Mitilă Horia ne învață acest lucru și nu mai vorbim despre personalitatea sa, premiul pe care l-a primit, despre care, probabil, doamna Maridena Rotaru va vorbi mai mult. Eu o felicit pe doamna Maridena pentru acest curaj, pentru că întotdeauna ne lovim de această sintagmă incorrectitudine politică. Political correct. Trebuie să fim political correct. Doamna Maridena Rotaru și-a asumat acest risc de
a ne prezenta autenticitatea tuturor celor pe care i-a evocat și am văzut la întâlnirile pe care le-am avut până acum, de asemenea și întâlnirea din această seară. Vom avea și un film, tot al doamnei Marilena Rotaru și de asemenea o rog să ne împărtășească.